Bine te-a regăsit, da. Mi-ai spus că Zvezh știe ceva mai bune legate de luna februarie, că trecem așa într-o energie cu totul nouă, în care vom fi parcă mai creativi, vom fi mai bine. Exact, este o energie mai creatoare, ne potențează foarte mult creativitatea și o să vedem un pic mai târziu că, mai ales în sectorul ăsta profesional, ne va ajuta foarte mult această energie. Este un sprijin de care aveam nevoie de foarte multă vreme. La nivel general însă, energia lui februarie este o energie care pune foarte mult accent și pe dorința noastră de schimbare. Și la nivel individual, dar mai ales la nivel de grup, la nivel de societate. Ce simțim să schimbăm? Putem să schimbăm anumite tipare foarte negative pe care le avem. Putem să alegem să nu mai facem griji aiurea. Putem să schimbăm profilul în care activăm. Putem să schimbăm modalitatea de abordare a anumitor situații din viața noastră care poate ne blocau de cele mai multe ori. Foarte mult accent se pune și pe mental luna aceasta. Avem șansa de ne schimba mentalul, dar aici este cu două tăișuri, așa ca să spun. Putem avea această șansă de a schimba gândirea în bine sau dacă nu facem niște eforturi în acest sens, putem să rămânem blocați în anumite tipare negative. Mai mult de atât, luna februarie este o lună în care vom vedea și vom auzi de tot felul de adunări, organizații, proteste, manifestări care vin sub incidența nevoii colective de mai bine. Cum spuneam și mai devreme, discutăm despre o nevoie de schimbare la nivel individual, dar mai ales la nivel de grupuri. Oamenii vor vorbi despre nemulțumirile lor, vor empatiza unul cu celălalt, ajungând să se formeze anumite grupuri care vor spune părerea la nivel general. La nivel individual, fiecare dintre noi vom simți nevoia de schimbare la nivel de structuri organizatorice și vom avea tendința foarte mult de a vocifera în jur pentru a ne uni cumva ideile. Dacă lunile trecute poate eram un pic mai încărăpacele noastre, acum, în această lună, vom fi mai vocali, vom spune ceea ce gândim, ne vom asocia cu oameni care gândesc la fel și vom încerca să facem niște schimbări. Mai mult de atât, această energie a lunii aduce, în prim plan aș putea să spun, compasiunea, empatia, ca și sentimente pregnante. Mai ales după 15 februarie să fim atenți la aceste sentimente, pentru că există pericolul să ne încărcăm mai mult decât ar trebui. Empatia asta exagerată, știi că nu este cea mai bună soluție, sau mila exagerată nu este cea mai bună soluție, pentru că ajungem să preluăm din câmpurile energetice sau blocaje energetice celor din jurul nostru. Adică, ok, ajutăm, dar nu preluăm noi greutatea acelui blocaj energetic. Dar și noi transmitem o informație care ne benefică. Bineînțeles, pentru că după aia, tu, în loc să ajuți omul respectiv, empatia asta nu face altceva decât să alimenteze și mai mult frica. Poate. Exact. Și asta nu ajută deloc. De aceea vreau să fim, de-a lungul lunii acesteia, foarte atenți la care sunt emoțiile noastre personale și care sunt emoțiile pe care le preluăm. Pentru că se poate crea un amalgam, un fel de vortex așa negativ energetic, care ne va duce cumva într-o stare de confuzie. Și este bine clar atunci când ne simțim încărcați și cu foarte multe sentimente să ne întrebăm. Sunt ale mele, am motive reale să gândesc așa? Dacă nu, înseamnă că sunt preluate. Ok, de unde sunt preluate? Hai să mă debarasez de ele pentru că este mult mai simplu. O veste de asemenea foarte bună pentru luna februarie este că avem un proces mult mai facil de a învăța lucruri noi. Sedimentăm mai ușor informațiile. Avem o mai mare ușurință de a interpreta anumite lucruri vechi într-o manieră nouă, care ne pot schimba foarte mult direcția, fie profesională, fie poate că ne priveam cu un anumit ochi sau aveam anumite traume pe care le priveam ca neputând fi rezolvate și dintr-o dată evrica apare soluția și începem să ne simțim mai bine. Asta înseamnă că e bine ca în februarie să mergem la cursuri, să ne documentăm mai absolut, mult, absolut. Să ne perfecționăm. Este un punct la care vreau să ajung, într-adevăr, este un energia acestei luni este extrem de benefică pentru a face foarte multe programe de curățare și recomand foarte mult și regresiile luna aceasta. Ne ajută extrem de mult în ceea ce privește identificarea blocajelor, sursa blocajelor și, bineînțeles, vindecarea. Mai ales pe partea spirituală, februarie chiar ne potențează foarte mult dorința asta de a afla, de a cunoaște și, în primul rând, de a sedimenta informația de care avem nevoie. Practic.
Clar. Gândește-te că printr-o regresie ne știm cumva sursa sufletului, poate putem vedea anumite întrupări în spate, poate putem vedea de ce avem anumite sentimente de frică în viața noastră, anumite sentimente de durere pe care nu le putem explica și, într-adevăr, este o lună care vine cu posibilitatea de a săpa extrem de adânc, dar și de a vindeca în același timp. Dar să nu uităm că lucrurile nu sunt atât de rapide. Când intri în proces de vindecare, vei găsi mult mai multe lucruri decât te aștepți la început și este un proces pe care trebuie să-l asumi, să-l duci până la final. Suntem de asemenea împinși spre găsirea de soluții la problemele din trecut, mai ales. Multe situații pe care poate nu le-am putut dezluși, multe lucruri pe care nu le-am înțeles anul trecut. Sau nu le-am încheiat. Sau nu le-am încheiat anul trecut. Acum este perioada extrem de propice pentru a pune punct la aceste lucruri. Fie că găsim soluția, fie că ni se arată drumul spre a găsi soluția, fie că apare cineva în viața noastră care va pune cumva punctul pe ei în situația respectivă și o vom închide într-un mod armonios să nu mai rămână ceva în spate acolo la nivel energetic care să ne blocheze pe drumurile viitoare. Mare grijă însă pentru cei care au această tendință de a fi salvatori. Fiind un nivel foarte mare de empatie și de compasiune, cei care oricum sunt salvatori riscă să se implice mai mult decât trebuie, riscă să simtă o devitalizare foarte puternică, ajungând într-un final să dezvolte niște blocaje care nu au ca sursă problemele lor. Deci foarte mare grijă vouă care doar vreți să ajutați, e momentul poate să vă ajutați pe voi înșivă. Și cum ajutăm dacă este cazul să ajutăm? Dacă este cazul ca să ajutăm. Gândiți-vă că lucrurile sunt destul de simple, uite, și cu ajutorul ăsta, bine că ai punctat. Noi cu toții de-a lungul vieții avem niște lecții de învățat și le putem imagina ca niște segmente, da? De la A la B, de la B la C, de la C la D și tot așa. Tu, care ești un salvator profesionist, să zicem, eu îți cer ajutorul sau poate nici nu-ți cer ajutorul, atunci este și mai grav. Și mă iei așa cumva de ceafă și mă duci de la A la B. Tu m-ai ajutat, ești fericită că m-ai ajutat, eu sunt foarte mulțumit că m-ai ajutat, dar acel segment de la A la B era o lecție pe care eu am învățat. Adică n-ai parcurs călătoria. N-am parcurs călătoria și apoi urmează un următorul segment, de la B la C. Acolo, dacă tu nu mai ești lângă mine, neînvățând din călătoria anterioară, voi pica foarte mult lecția respectivă. Va fi mult mai greu acel segment de învățat, pentru că eu nu am învățat piesa aia de pază lipsă. De aceea nu este bine să ajutăm într-un mod intruziv. Ok, îmi cere ajutorul, mă gândesc dacă ține neapărat de mine, dacă pot să te ajut, în ce limită să te ajut și nici bine, în caz să nu preiau eu toată care ești respectiva. Terapeut, n-ai încotro. Asta este adevărat, este cu totul altceva, însă și într-un proces de vindecare alături de un terapeut, mie îmi place să cred că apăs rotițele necesare pentru a ajunge acolo. Da? Mai mult de atât, trebuie să acordăm o atenție sporită fricilor care pot ieși la iveală în luna februarie, unele justificate, altele nejustificate. Frica trebuie controlată. Trebuie modelată, trebuie să devină cumva un partener, să zicem, în dezvoltarea noastră. Nu putem trăi fără frică, cu toții avem frici, dar problema este atunci când ajung să te domine. Când ai o frică, identifici sursa, te gândești de unde vine, te gândești care este cel mai lucru care s-ar putea întâmpla și de acolo începi să lucrezi cu mintea ta pentru a putea să o îmblânzești. Este ca un dragon pe care trebuie să-l îmblânzești de fiecare dată, tocmai pentru a deveni partener în evoluția ta. Uneori când luăm niște decizii mai riscante, ajungem să creștem. Chiar și dacă am greșit, până la urmă din greșeli învățăm de-a lungul vieții. Și cum spuneam mai devreme, la nivel spiritual este o lună extrem de bună pentru a face tot felul de curățări. Nu mă refer la cursuri, dar mă refer la curățări energetice și la tot felul de tehnici, cum este și regresia de